numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Mă voi bucura din toată inima în Domnul și va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și cu mantia dreptății m-a învăluit. Ca pe un mire ce poartă coroană și ca pe o mireasă împodobită cu ciuvăiorurile sale. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, care Padre Lorenzo e Pietro, dragă Părinte Rector, Părinți Profesori, dragă Părinte Reprezentant al Arhiepiscopului Ioan Robu, liebe Gäste, dragi și iubiți credincioși, dragi seminariști, dragi candidați la Ordinul Diaconatului. Sub privirile Preacuratei Fecioare Maria, cea sfântă și preacurată, aici, în catedrala noastră, ne unim pentru un moment cu totul particular. Chiar în acest moment, Sfântul Părinte celebrează deschiderea porții sfinte anului milostivirii divine. Și noi de aici ne unim cu Părintele nostru, Papa Francisc, și cu toată Biserica pentru a trăi un moment de pregătire al întâlnirii pe Dumnezeu cel milostiv în timpul Adventului și în timpul anului, pentru că astfel să ne putem și noi îmbrăca cu o haină nouă, ca să simțim milostivirea lui Dumnezeu și ca să putem și noi răspunde într-un chip special în viața noastră chemării lui Dumnezeu, cum a făcut-o Maria. Iată slujitoarea Domnului. Vă însoțim, dragi tineri, studenți, candidați la Ordinul Diaconatului, în acest moment al vostru, într-un an așa de important și într-o sărbătoare așa de sfântă pentru voi, ca să faceți pasul vostru spre milostivirea lui Dumnezeu și darurile sale cu inimi pline de bucurie. Ne dispunem acum ca să celebrăm acest moment, această solemnitate, ca să celebrăm sacramentul Ordinului Diaconatului cu inimi curate, cerând iertare de toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Maria, Purrea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule, prin zămislirea neprihănită a Fecioarei Maria, Tu i-ai pregătit lăcaș vrednic Fiului Tău. Te rugăm ca după cum ai ferit-o pe ea de orice priană pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă, prin mijlocirea ei harul, de a ajunge curați la Tine,
prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: de ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui: fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Acesta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcâiul. Și omul a dat femeii numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, și-a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalm și tresăltați de bucurie. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El, mai înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său preiubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte, după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale. Cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului.
Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți diaconi. Neculăiești Claudiu Gabriel din parohia Sfântul Iosif Piatra Neamț pentru dieceza de Iași. Bejan Flavian din parohia Adormirea Maicii Domnului Pildești pentru dieceza de Iași. Iancu Felician din parohia Sfânta Treime Codlea pentru arhidieceza de București. Erdeș Gheorghe Tarciziu, din parohia Iisus Bunul Păstor Roman, pentru dieceza de Iași. Stolnicu Andrei, din parohia Sfântul Anton Pașcani, pentru dieceza de Iași. Ciuciu Flavian, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria Hălăucești, pentru dieceza de Iași. Farcaș Leonard, din parohia Adormirea Maicii Domnului Pildești, pentru dieceza de Iași. René de Assis Sidhar din Filipine, pentru Congregația Școlilor de Caritate, Institutul Cavanis. Andrei Eugen din parohia Trupul și Sângele Domnului Gherăiești, pentru dieceza de Iași. Benchia Daniel Gheorghiță din parohia Sfântul Luca Somușca, pentru arhidieceza de București. A Catrinei Valeriu, din parohia Sfântul Iosif Muncitorul Galbeni, pentru arhidieceza de București. Iancu Raimond Tiberiu, din parohia Sfântul Nicolae Bacău, pentru dieceza de Iași. Pistian Florin, din parohia Adormirea Maicii Domnului Brăila, pentru Congregația Sfântul Iosif Iosefinului Murialdo. Stoica Petru Clementin, din parohia Sfinții Petru și Paul Răducăneni, pentru dieceza de Iași. Ciobanu Valerică, din parohia Adormirea Maicii Domnului Focuri, pentru dieceza de Iași. Balan Valeriu, din parohia Sfântul Mihail Săveni, Iazu Vechi, pentru dieceza de Iași. Budău Damian, din parohia Adormirea Maicii Domnului Horgești, pentru dieceza de Iași. Matieș Liviu Narcis, din parohia Sfântul Mihail Săbăoani, pentru arhidieceza de București. Cimpoieșu Cosmin Alexandru, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci Bacău, pentru dieceza de Iași. Gălățanu Mihai, din parohia Trupul și Sângele Domnului Gherăiești, pentru dieceza de Iași. Preasfințite Părinte, Sfânta Maică Biserică vă cere să hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diaconi. Știi că sunt vrednici. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul Domnului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frații noștri pentru treapta diaconatului. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragi candidați la Ordinul Diaconatului, câteva momente de reflexie înainte de a păși la această treaptă. Dragi iubiți credincioși, ascultăm acum gândurile ce premerg această sfințire de diaconi a candidaților noștri și ai voștri. Să-l ascultăm pe preasfințitul nostru Aurel. Preasfințite, cucernici părinți, concelebranți, dragi candidați la Ordinul Diaconatului, iubiți credincioși. Dacă ar fi posibil să o închipuiți pe mama dumneavoastră, adică de a o alege sau de a o crea, oare nu ați fi făcut-o ca femeia cea mai perfectă care a existat vreodată, atât de frumoasă încât să fie invidiată de toate femeile, plină de virtuți și plină de bunătate,
așa încât toate celelalte mame să dorească să imite virtuțile? Drept confirmare acestui mod al nostru de a gândi, pregătindu-se să vorbească despre zămislirea neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria, un episcop englez, Fulton Sheen, în cartea sa Fecioara povestește următorul episod. Când pictorul Uiștil a fost felicitat pentru imaginea pe care o pictase cu mama sa, a spus: știți bine cum se întâmplă, fiecare caută să o facă pe propria mamă cât mai minunată posibil. Ei bine, concludea episcopul, când Dumnezeu s-a hotărât să se întrupeze și să se facă om ca și noi, cred că a voit să o creeze pe mama sa în modul cel mai minunat posibil, nu atât în aspectul ei fizic, cât mai ales în ceea ce privește sufletul și, desigur, în aspectul său moral și spiritual. Dumnezeu a voit-o pe mama sa neprihănită, adică fără păcat, chiar fără pata păcatului strămoșesc, niciodată contaminată de moștenirea tristă a păcatului strămoșilor noștri, Adam și Eva, lipsită de orice vină, de orice imperfecțiune. Papa Pius al IX-lea, în definiția sa solemnă despre dogma neprihănitei zămisliri, precizează că Maria nu a fost eliberată de păcatul strămoșesc, dar a fost scutită, a fost ferită de păcatul strămoșesc. Aceasta înseamnă că Maria nu a cunoscut nici măcar o clipă păcatul strămoșesc. Și aceasta printr-o intervenție a totputerniciei divine. În momentul în care a fost zămislită în sânul matern, ea a fost prevăzută de Dumnezeu, a ferit-o Dumnezeu de orice imperfecțiune, inclusiv de pata păcatului strămoșesc. Papa Pius al IX-lea, același papă care a definit dogma neprihănitei zămisliri, spunea în al doilea rând că Maria a fost ferită de păcatul strămoșesc în virtutea meritelor fiului ei, prevăzute de Dumnezeu. De aceea, Maria, ca și noi, este răscumpărată de Hristos, răscumpărată în modul cel mai perfect. Într-adevăr, în timp ce noi suntem eliberați de păcat, de păcatul strămoșesc, prin baia botezului, Maria a fost scutită din prima clipă a zămislirii ei de acest păcat. Și așa cum în ordinea firească a lucrurilor, cine ne ferește sau ne eliberează de o lovitură mortală, spunem că este Salvatorul nostru, la fel în ordinea supranaturală, Maria, fiind scutită, ferită de infecția păcatului strămoșesc, a fost răscumpărată în modul cel mai perfect. Iată, tema sărbătorii de astăzi, care ne adună în fiecare an în jurul mamei noastre cerești, pentru a o contempla în zămislirea ei neprihănită. Și tot în această sărbătoare, aproape în mod tradițional, dieceza noastră, cu hirotonirea candidaților la diaconat, care deja au fost prezentați, este chemată să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru acest har deosebit de care are parte. Duhul Sfânt, puterea însuflețitoare a iubirii trinitare, va îmbogăți dieceza noastră și Arhidieceza de București, plus două congregații religioase, cu dăruirea acestor tineri candidați la diaconat, deja pregătiți pentru tripla diaconie pe care sunt chemați să o desfășoare: slujirea cuvântului, slujirea Euharistiei și slujirea săracilor. Și la această mulțumire și recunoștința noastră se adaugă, desigur, bucuria superiorilor seminarului, a colegilor de seminar, a rudelor, a părinților, a comunităților parohiale de unde provin candidații, care i-au ajutat să ajungă la acest moment în viața lor, un moment de har
alături de acest privilegiu deosebit a Preacuratei Fecioare Maria. Deja tinerii de față și-au spus daul lor, atunci când au răspuns prezent. Se va confirma imediat prin impunerea mâinilor Preasfințitului, prin care vor primi puterea de a sluji, de a sluji cuvântul, de a sluji Euharistia, de a-i sluji pe oameni. Iată-mă, a spus Preacurata Fecioară Maria, pe care astăzi o venerăm în zămislirea ei neprihănită. Iată-mă, a spus fiecare din candidații de față la Ordinul Diaconatului, care astăzi își consacră pentru totdeauna viața lor lui Dumnezeu și slujirii bisericii. Un iată-mă care are o dublă direcție, mai ales spre Dumnezeu, slujirea exclusivă a lui Dumnezeu și apoi slujirea fraților noștri, oamenii. Un iată-mă care devine iubire indisolubilă, dăruire totală, așa cum a spus Preacurata Fecioară Maria în momentul în care a fost invitată să colaboreze la realizarea planului lui Dumnezeu. O invitație la dăruire totală, slujire generoasă față de biserică și față de oameni. Evanghelia pe care am ascultat-o în această sfântă liturghie ne-a readus în față tabloul Bunei Vestiri. În lăuntrul acestui cadru, eveniment sfânt, neprihănita este cea care se pune în totalitate în slujirea Domnului. Numai ea, într-adevăr, care era plină de har, putea să răspundă cu un da necondiționat față de voința lui Dumnezeu. Fie mie după cuvântul tău. Așadar, Preacurata Fecioară Maria este femeia care îl slujește pe Dumnezeu pentru că primește cuvântul și pentru că dă un trup cuvântului, cuvântul care este Iisus Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup. Rostim de atâtea ori în referință la această acceptare de colaborare a Preacuratei Fecioare Maria cu planul lui Dumnezeu. Și noi, iubiți creștini, trebuie să ne punem în mod constant în slujirea lui Dumnezeu ca și Maria, primindu-L pe Iisus în viața noastră și în același timp născându-L pe Iisus pentru oamenii din jurul nostru, care așteaptă să vadă că și noi, ca și creștini, știm să dăm viața acestui cuvânt, exprimându-ne în diferite moduri credința noastră. Un părinte al Bisericii Bizantine din prima jumătate a secolului al X-lea, Ioan Chirostes, un devotat al Preacuratei și în același timp un poet și autor al unor strălucite opere cu caracter marian, a lăsat această frumoasă reflexie foarte adaptată și pentru hirotonirea diaconală a tinerilor de față. Spune acest autor, ia aminte la comportamentul Fecioarei și vezi câtă perfecțiune a minții și a spiritului poseda într-un trup atât de fragil. După vestirea venirii și a locuirii, adică a venirii Duhului și a locuirii Fiului întrânsa, a consimțit și a crezut că într-adevăr nimica nu este imposibil la Dumnezeu. Dar pentru aceasta ea nu se mândrește. Nu se preamărește pe sine, dar mai curând se smerește, se prosternă la pământ. Și nu numai că se numește pe sine slujitoare, dar, cum era și firesc, se arată promptă pentru a sluji. Și deoarece slujirea propusă este superioară ei, mai mult decât de a o primi, promite să o îndeplinească cu fidelitate. Este aceea slujire pe care o primesc tinerii de față, angajându-se prin diaconat deja să-L slujească pe Dumnezeu în totalitate. O slujire care se va prelungi apoi prin primirea darului Sfintei Preoții. O slujire care se va exercita prin viața de slujire a Bisericii cu darul Sfintei Preoții.
Sărbătoarea neprihănitei zemisliri este deosebit de actuală și pentru noi, iubiți credincioși, nu numai pentru candidații la diaconat. Pentru că societatea noastră, în momentul pe care o traversează, îl traversează, cunoaște atâtea lucruri care nu fac cinste imaginii de creștin. Astăzi există un mare cult față de trup, am putea spune o idolatrie a trupului, dar din păcate rupt de suflet. Și mulți uită că de la un trup, un suflet frumos, pornește de fapt frumusețea trupului. Maria, pe care o contemplăm astăzi în zămislirea ei neprihănită, este frumoasă în lăuntrul ei, la suflet. Maria este frumoasă în sentimentele sale. Maria este frumoasă în umilința ei. Maria este frumoasă în generozitatea ei. Maria este frumoasă în dăruirea ei totală față de Fiul ei, față de Mântuitorul. Și tocmai această frumusețe a pătruns tot trupul și justifică în cele din urmă și ridicarea cu trupul la cer, alături de suflet. Să ne lăsăm așadar fascinați de această frumusețe care iradiază într-un mod deosebit astăzi când o contemplăm în zămislirea ei neprihănită. Ea reflectă o imagine pătrunsă de iubirea lui Dumnezeu care trebuie să ne facă capabili de iubire, să fim pătrunși de acea plinătate a vieții care vine numai de la Dumnezeu și care este o anticipare a vieții veșnice. Dragi candidați la diaconat, mă adresez vouă acum într-un mod deosebit, nu putea fi o zi mai frumoasă decât aceasta dedicată neprihănitei zămisliri pentru a rosti daul vostru, pentru a vă consacra în mod definitiv lui Dumnezeu, pentru a vă consacra tinerețea voastră, entuziasmul vostru, inima voastră. Maria este într-adevăr modelul ideal de har, de iubire care se dăruiește, de consacrare și de slujire a lui Dumnezeu și a Bisericii. Iubiți-L pe Domnul Iisus cu o iubire mereu neîmpărțită, mereu plină de veghe. Cu alegerea definitivă a celibatului, astăzi voi vă dăruiți toată inima, toată viața lui Dumnezeu. Celibatul naște din iubire și vă călăuzește la plinătatea iubirii. Păstrați acest dar al Duhului, care se revarsă astăzi peste voi și care vă configurează cu Hristos cel curat. Iubiți-L pe Iisus din Euharistie, în contact cu trupul Său și cu sângele Său pe altar, căutați mereu să vă conformați viața voastră cu a Sa, care este pe cruce, care pe cruce S-a oferit ca jertfă Tatălui Ceresc și care jertfă este cerută de multe ori și din partea voastră. Iubiți Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că deveniți astăzi slujitorii Cuvântului, Cuvânt care mântuiește, propunându-L în continuu oamenilor, care de multe ori în societatea de astăzi sunt pierduți și neliniștiți. Acest Cuvânt se devină în primul loc pentru voi lumină care să lumineze drumul vostru. Veți auzi la mânarea Evangheliei să credeți ceea ce predicați și să practicați ceea ce credeți. Atunci veți recunoaște pe Mântuitorul prezent în istorie și puteți ajuta și pe frații voștri care caută orientare în viață. Iubiți-L pe Mântuitorul printr-o rugăciune plină de fervoare. Intimitatea cu Domnul în momentele dedicate recitării liturgiei orelor va da sens și susținere slujirii voastre de diaconi. Iubiți-o pe Preacurata Fecioară Maria, care este slujitoarea Domnului. În ea veți avea totdeauna modelul perfect de fidelitate și de slujire. În ea, Mama lui Iisus, veți găsi mereu ajutor și susținere în momentele grele ale vieții. Iubiți-i pe săraci,
împărțiți cu ei ceea ce aveți și nu închideți niciodată ușile inimii voastre în fața celor care bat la ea. Cine îl slujește pe cel sărac, se spune că este sacrament, este semn al milostivirii lui Iisus Hristos, adică arată iubirea, dăruirea, slujirea însăși a lui Iisus Hristos. Și împreună cu întreaga biserică și voi astăzi aveți un motiv de bucurie, ziua în care se deschide Anul Sfânt, jubileul extraordinar al milostivirii, ca timpul favorabil pentru biserică, pentru a o face mai puternică, mai frumoasă și mai eficace, care vine prin mărturia slujitorilor ei și a tuturor creștinilor. Astăzi, așa cum spunea Preasfințitul, în acest moment, Sfântul Părinte Papa Francisc deschide la Roma Anul Sfânt al Milostivirii și nu întâmplător, chiar în ziua neprihănitei zemislirii. Această sărbătoare liturgică indică modul în care acționează Dumnezeu chiar de la începuturile istoriei noastre. După păcatul lui Adam și Eva, Dumnezeu nu a voit să lase omenirea în voia soartei celui rău, nu a voit să o părăsească. Pentru aceasta a gândit-o pe Maria, sfântă și neprihănită în iubire, cum ne-a amintit lectura a doua a Sfântului Apostol Paul, pentru ca să devină mama răscumpărătorului omului. În fața gravității păcatului, Dumnezeu răspunde cu plinătatea iertării. Mila, milostivirea, va fi mereu mai mare decât orice păcat și nimeni nu poate să pună limită iubirii lui Dumnezeu care iartă. Neprihănita este planul inițial al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea pe toți neprihăniți, curați la suflet. Și această frumusețe originală care lipsește în istorie din cauza păcatului oamenilor, are început prin Maria. Deschizând jubileul milostivirii, în ziua neprihănitei zemislirii, Papa vrea să ne spună, acesta este visul lui Dumnezeu, și anume să putem face cu toții un pas spre a ne apropia de mila lui Dumnezeu, de bunătatea plină de iertare a lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, să ne lăsăm conduși astăzi de Maria spre acest Dumnezeu plin de milă, să ne lăsăm purtați de ea. Maria ne va indica drumul milostivirii, drumul pe care putem recupera toată frumusețea pe care am pierdut-o din cauza păcatului. Dumnezeu este gata. Poarta se deschide astăzi la Roma. Duminica viitoare se vor deschide porțile în locurile care sunt indicate pentru noi ca ținte de pelerinaj. Nu ne rămâne decât să intrăm prin ea pentru a întâlni milostivirea lui Dumnezeu. Maria, Mama milostivirii, cu bunătatea privirii ei să ne însoțească în acest an sfânt, pentru ca toți să putem redescoperi bogăția gingășiei lui Dumnezeu. Amin. Fiilor preiubiți, în atmosfera iubirii lui Dumnezeu care s-a îndreptat spre voi, sub privirile Preacuratei Fecioare Maria, care este Mama Milostivirii și ajutați de cuvintele Preasfințitului nostru, acum sunteți chemați să vă exprimați daul vostru. Înainte de a intra în treapta diaconatului, trebuie să mărturisiți înaintea poporului
că vreți să vă luați această misiune. De aceea vă întreb, voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea bisericii? Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoriile diaconilor pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțești și să promovați binele poporului creștin? Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evanghelii și tradiția Bisericii? Voi care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața, în fața lui Dumnezeu și a Bisericii, celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în semn că inima voastră este dăruită lui Hristos? Voi toți vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri și să aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor pentru biserică și pentru lumea întreagă? Vreți să vă rânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos, al cărui trup și sânge îl veți purta la altar? Promiți ordinarului tău respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea să bună pe care a început-o în tine. Îi promiți ordinarului tău respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea să bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei ascultare și respect? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine.
Trimiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promit mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor, promit ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promit ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Fraților, te rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitori ai săi, pe care binevoiește să-i primească la treapta sfântă a diaconatului. Să îngenunchem. Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Mihai, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinte Iosife, Sfinte Ioane Botezătorule, Sfinților Petru și Paul, Sfinte Andrei, Sfinte Ioane, Sfântă Marie Magdalena, Sfinte Ștefane, Sfinte Laurențiu,
Sfinte Ignațiu de Antiohia. Sfântă Agneza. Sfintelor Perpetua și Felicitas. Sfinte Grigore. Sfinte Augustine. Sfinte Atanasiu. Sfinte Martine. Sfinte Benedict. Sfinților Francisc și Dominic. Sfinte Leonard Murihaldo. Sfinte Ioane Maria Vianney. Sfântă Tereza. Sfântă Ecaterina de Siena. Sfinte Ioan Paul al II-lea. Fericite Ieremia. Fericite Anton Durcovici. Fericite Vladimir Chica. Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Fii milostiv. De orice rău. De orice păcat, de moartea veșnică, prin întruparea ta, prin moartea și învierea ta. Prin trimiterea Duhului Sfânt, noi păcătoși, ca să binevoiești a cârmui și a păstra biserica ta sfântă, ca să binevoiești a păstra în sfântă credință pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc și toate treptele bisericești. Ca să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor. Ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta sfântă. Ca să binevoiești a-i binecuvânta, a-i sfinți și a-i consacra pe aceștia aleși ai tăi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne!
Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru că ajutorul Tău să fie mereu prezent în ceea ce vom săvârși prin puterea ce ni s-a încredințat. Sfințește cu binecuvântarea Ta pe aceea pe care îi credem vrednici după știința noastră să săvârșească cele sfinte. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ridicați-vă.
Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harurilor, care împarți rangurile și orânduiești îndatoririle fiecăruia, Tu rămâi mereu același, în timp ce toate le renoiești și în providența Ta veșnică toate le orânduiești, prin cuvântul, puterea și înțelepciunea Ta, care este însuși Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, împlinești în timp planul Tău veșnic de iubire, Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupului Hristos, care este biserica Ta, împodobită cu felurite haruri cerești, în aleasă comuniunea membrilor ei, unită cu Duhul Sfânt printr-o alcătuire minunată. Tu ai rânduit 3 trepte de slujitori înzestrați cu daruri sfinte, ca să slujească numelui Tău, așa cum dintr-un început ai ales pe fiul lui Levi, ca să slujească în cortul cel din tâi. Astfel, la începuturile bisericii Tale, apostolii fiului Tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu nume bun, ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a sluji la mese. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai Tăi, pe care îi consacrăm diaconi, ca să slujească la altarele Tale sfinte. Trimite asupra lor, Te rugăm, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului Tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitatea lucrarea lor de slujire, să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei săraci și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale, să strălucească în moravurile lor poruncile Tale, astfel încât exemplul vieții lor să îndemne poporul Tău sfânt să-i urmeze, încurajați de conștiința datoriei împlinite, să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele Fiului Tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a Domnului împreună cu El în ceruri. El care împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Preoții destinați să-i ajute pe diaconi să vină în față.
primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici, face ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărei crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Face ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici, face ție și cu Duhul tău. Face ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici, face ție și cu Duhul tău. Face ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție și cu Duhul tău. Ție și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărei crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Face ție. Face ție. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici, face ție și cu Duhul tău. Ție și cu Duhul tău. Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit, și ia aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici, face ție.
Am rugăm împreună cu Sfântul Părinte, cu întreaga biserică, toți cei care sunt uniți prin intermediul radioului Maria și al internetului, cu toți cei de față, dragi părinți diaconi, să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroși. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni.
Miluiește, Doamne, aceste daruri, daruri necinstea Ta. Rodul pământului și al muncii noastre, daruri necinstea Ta. Aducem pe altar daruri necinstea Ta. Se vor schimba în sânge și trup daruri necinstea Ta. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Binevoiește a primit, Doamne, jertfa mântuitoare pe care ți-o oferim, în solemnitatea neprionită zămistirea Sfinte Fecioare Maria, și dă-ne bucuria ca, după cum mărturisim că harul Tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice prihană, tot astfel prin mijlocirea ei să fim eliberați și noi de orice păcat, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pada păcatului strămoșesc și ai copleșit-o cu plinătatea Harului, ca să devină o mamă vrednică a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii, mireasa lui Hristos fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioara Preacurată, s-a născut Mântuitorul, Milul nepătat, care ridică păcat.
fratele lumii, pe ea ai ales-o dintre toate făpturile, ca să fie model de sfințenie și milocitoare de haruri pentru poporul tău. De aceea cu îngerii din ceruri cântăm cu bucurie imnul măririi tale. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu acești slujitori ai Tăi hirotoniți astăzi în treapta diaconatului, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată milul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui. La masa sfântă, primiți-l pe Iisus. El însuși vă așteaptă pe toți cu dor nespus.
muri. Este un Dumnezeu puternic, Creatorul sfânt a toate, singur vrednic de închinare și izvor de bunătate. Sfântul, ce din amândoi provine, unul sfânt în trei persoane, inefabilă treime. Thank you.
Să ne rugăm! Tainele pe care le-am primit, Doamne Dumnezeul nostru, să vindece în noi rănile păcatului strămoșesc, de care ai ferit-o în chip minunat încă din clipa zămisliriei pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Preasfințite, care reverendi superiori, ospiti, amici, liveghește, treci și viți părinți profesori, părinți concelebranți, treci părinți diaconi, treci seminariști, treci persoane consacrate, dragi familii. Rămânem o clipă pentru a continua să reflectăm și să ne bucurăm de marele moment al zilei de astăzi, când de aici, din catedrala noastră, împreună cu Sfântul Părinte, cu întreaga biserică ne-am îndreptat spre Dumnezeu, cinstind-o și venerând-o pe Preacurata Fecioară Maria. Aurora milostivirii, cea care s-a bucurat cât deosebit de iubirea lui Dumnezeu și care a devenit pentru noi mama milostivirii și modelul nostru. Ne bucurăm astăzi că e sărbătoare. Sărbătoare pentru întreaga noastră biserică, dar e sărbătoare pentru noi, cei din dieceza de Iași, din arhidieceza de București și din aceste două familii religioase care au adus astăzi aici, prin ofertele ofertelor, doi părinți diaconi. Ne bucurăm că astfel se răspândește în lume acel dor de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L preamări, de a împărtăși oamenilor bunătatea Lui, milostivirea Lui, de a ne apropia de oameni. Îi felicităm pe cei care astăzi au făcut acest pas, angajându-se într-o muncă continuă de creștere și de practicare a iubirii și a milostivirii Lui Dumnezeu, într-o muncă de ofertă, mai departe pentru sufletele dornice. Felicităm pe părinții noștri în seminară, în frunte cu părintele rector, Monsignorul Benoni, cu toți ceilalți părinți profesori de aici, de la noi, sau din alte părți, din alte seminarii, pentru această muncă, împlinind astfel o dorință a lui Dumnezeu ca pe pământ să fie cât mai mulți care răspândesc iubirea, milostivirea și slujirea. Îngrațiamo ai nostri ospiti che sono venuti qui, padre Lorenzo, padre Pietro, i rappresentanti celorlalte familii religioase care sunt aici și desigur ne bucurăm să-i salutăm pe părinții noștri parochi care s-au îngrijit de cei care acum sunt în fața altarului. Dar într-un chip deosebit dorim să spunem un mulțumesc particular familiilor noastre, celor care au știut să răspundă la chemarea lui Dumnezeu primind în casele lor darul lui Dumnezeu, viața, și să ofere acești tineri pentru preamărirea lui Dumnezeu și binele omenirii. Noi am participat recent la un moment și un eveniment particular, așa cum știm, despre familie, un sinod al episcopilor, în care s-a scos în evidență ce rol și ce demnitate și ce misiune are familia, care este prima școală de umanitate și de credință, biserica domestică, cea unde cresc viitorii
membri ai bisericii și a societății. Familia de care depinde viața de azi, dar mai ales cea de mâine a omenirii. E o așa de mare și nobilă chemare să simt această invitație a lui Dumnezeu să contribui cineva la viața lumii. De aceea vă mulțumim, dragi familii, pentru că ați păstrat și păstrați mai departe acel sentiment profund al sacralității familiei. Acest lucru l-am spus la Sinod. Acest lucru trebuie să-l apărăm. Acest lucru trebuie să-l transmitem mai departe și vă mulțumim, dumneavoastră, cei care sunteți aleși de Dumnezeu pentru asemenea misiune. Dacă n-am fi avut părinții noștri, noi n-am fi aici. Iată de ce vă îndemnăm să rămâneți mai departe fideli. Și în acest an al milostivirii, pe care sigur că astăzi Sfântul Părinte l-a deschis, duminica viitoare îl vom deschide noi aici într-un chip special în catedrală la orele 11 și la Cacica și la Bacău după amiază în jur de orele 5 după programul stabilit. Vă invităm să intrați în această poartă ca împreună să simțim că Dumnezeu e cu noi și că avem nevoie de iertarea Lui și de curajul Lui. Lumea are nevoie de așa ceva. Suntem în atâtea necazuri și suferințe să invităm mereu și să implorăm milostivirea lui Dumnezeu peste noi, iertându-ne și binecuvântându-ne. Ne ridicăm acum în picioare pentru a primi binecuvântare de gândurile tinerilor noștri diaconi, curaj în misiunea voastră și să vă bucurați că ați spus astăzi, iată slujitorul Domnului, fie mie după cuvântul tău, după modelul Maicii Sfinte. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care v-a chemat să-i slujiți pe oameni în biserica sa, să vă dorească un mare zel față de toți, mai ales față de cei suferinți și săraci. El care v-a dăruit misiunea de a predica Evanghelia lui Hristos, să vă ajute ca trăind după cuvântul său, să fiți martorii lui sinceri și plin de zel. Amin. El care v-a făcut împărțitorii tainelor sale, să vă dea harul de a fi imitatorii Fiului său Iisus Hristos, iar în lume slujitorii unității și ai păcii. Amin. Și pe voi toți care sunteți aici de față, prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a fericitului nostru Anton Durcovici și a sfinților noștri protectori, să vă binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
sunt creștini ce au a ta cinstire, dar au pierdut din spiritul frățesc. Tu dă-le, Mamă, gândul de unire și aprinde-n toți un foc dumnezeiesc.